Facem o oră de gospodărie și oră, și acum îmi pare rău că n-am făcut gospodărie, că facem lucruri foarte frumoase. A, trebuia să-ți alegi între, da, între lucru și gospodărie? Nu, o oră facem gospodărie și oră lucru. Și acum a picat o mai ora de lucru și îmi pare rău să nu va, că acum nu pot să vă arăt, am făcut niște preparate foarte bune. Bune? Da. Ce-ați făcut la gospodărie? Am făcut niște rățuște umplute și... atât, că a fost prima o, data trecută a fost prima oră de gospodărie din... Și de la prima oră ați făcut rățuște umplute? Da. Sunteți foarte talentate. Dar să ne imaginăm puțin cam cum va fi mâine. Nu. Eu nu mai mănânc aici. Aici mănâncă burlaci. Pe mine mă așteaptă soția cu masa. Alături de femeia soție, bărbatul se naște a doua oară. Împreună cu ea își croiește un nou destin de muncă și de luptă, de visare și de înfăptuire. Este un preambul pentru întrebare. Ce căutați aici? De plis o să vă spunem că și în viziunea lui, dumneavoastră sunteți niște bune gospodine care, ieșind de la lucru la ora 3, ardeți de nerăbdare să intrați în bucătărie. Dacă o fi sau nu fi așa, asta, mai bine ca oricine, o știți dumneavoastră. Ce-i drept, aceste aparate, mașini, care pornesc în fiecare zi spre casele dumneavoastră, vă fac să îndrăgiți din ce în ce mai mult gospodăria. Poate pentru că vă economisesc niște ore sau vă scutesc de niște eforturi, poate. Trompetele răsună prin munți și prin câmpii, românii toți se adună cu sutele de mii. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us. Come and join us. Mm-hmm.